Amfiteatrul Colegiului Radu Greceanu a fost astăzi gazda a Galei Excelenței și a performanțelor școlare obținute de elevii și dascălii olteni. Efortul a peste 100 de tineri, dar și al celor aproape 50 de profesori care le-au călăuzit pașii la materii precum matematică, informatică, fizică, limbi străine, biologie, logică, agricultură sau în sporturi precum tenisul de masă, rugby și handbal, a fost astăzi recompensat de autoritățile județene. Cred că e o motivație în plus pentru că ei de fiecare dată își sacrifică timpul liber, își sacrifică timpul pe care l-ar avea pentru alte activități și învață suplimentar ca să aibă astfel de realizări. Îi felicit și eu încă o dată pe toți, pe elevii, profesori, părinți pentru aceste rezultate. Am premiat astăzi împreună cu Consiliul Județean excelența în educație în județul nostru și trebuie să vă spun și constatați lucrul acesta că în fiecare an, cu fiecare an care trece, numărul olimpicilor noștri se mărește. A fost o zi specială, o zi a educației marcată într-un mod special. Evenimentul nu face altceva decât să întărească tuturor convingerea că excelența este apreciată la justa sa valoare și să determine întreaga echipă de olimpici să obțină rezultate și mai bune în acest an școlar. Am simțit că munca mea a fost răsplătită pentru că am obținut premiul special la Olimpiada Națională de Lingvistică și m-am simțit admirată și că merită să muncești și să-ți îndeplinești visele. Este o garanție că dacă înveți și muncești pentru idealul tău, vei fi premiat și meritele îți vor fi recunoscute. Pentru mine acest premiu înseamnă foarte mult, deoarece mi-a dat ocazia de a vedea că sunt atât de talentat la limba italiană și mă motivează să devin din ce în ce mai bun. Înseamnă un lucru extrem de important pentru noi, ne bucurăm să fim astăzi alături la acest eveniment. Sperăm să fim în continuare premiate. Este o mare onoare pentru mine să văd că sacrificiile și eforturile foarte mari ne sunt răsplătite. Suntem motivați în fiecare an să obținem performanțe remarcabile atât pe plan național cât și internațional. Aș vrea să mulțumesc Consiliului Județean pentru acordarea premiilor, ceea ce ne-a făcut să muncim din ce în ce mai mult, să obținem rezultate cât mai mari, chiar și în plan internațional. Putem să spunem în primul rând că este un imbol pentru ei să-i facă și mai, să fie mai conștiincios în pregătire. A însemnat o încununare a muncii mele. Am fost onorată să particip și surprinsă că s-a organizat un astfel de eveniment. S-a mai organizat și anul trecut, dar într-un cadru mai restrâns. Apreciem foarte mult că Consiliul Județean ne-a premiat. Este frumos din partea dumnealor să aprecieze munca noastră și suntem foarte bucuroși. A fost un gest frumos din partea Consiliului Județean și apreciez foarte mult. Îi mulțumesc Consiliului pentru că ne-a premiat și se gândește la noi și la realizările noastre. În funcție de performanțele obținute, elevii și profesorii au fost recompensați cu sume cuprinse între 400 și 5.000 de lei.